Ministrul Muncii Raluca Turcan a vorbit în recenta sa vizită făcută la Petroșani și despre reevaluarea dosarelor de pensie. Aceasta a precizat că în primele două etape au fost verificate aproximativ 250.000 de dosare din cele circa 5 milioane existente și au fost finalizate cu puțin peste 200.000 în celelalte existând erori. Am încheiat primele două etape de evaluare a dosarelor de pensii. Au fost verificate 250.000 de dosare. Am constatat că s-au strecurat și erori și am cerut să recupereze și să refacă acele dosare care au fost evaluate greșit. În momentul de față avem 202.000 de dosare finalizate, perfecte, impecabile, și celelalte sunt în refacere. Ministrul Muncii a mai spus că pentru urgentarea acestor operațiuni va fi angajat temporar personal suplimentar, iar reevaluarea dosarelor s-ar finaliza cam într-un an și jumătate, de unde rezultă că recalcularea pensiilor ar începe din ultima parte a anului 2020. Intrăm în etapele 3 și 4, care sunt cele mai dificile, adică cu factori de contributivitate foarte diferiți, și includerea în formatul electronic va lua mai mult timp. De aceea, pe perioada verii, intenționăm să suplimentăm pe perioadă determinată personalul caselor județene de pensii cu aproximativ 1.000 de persoane, să-i plătim din fonduri europene, astfel încât să putem intensifica această activitate și să putem finaliza în maxim un an și jumătate evaluarea celor 5 milioane de dosare de pensie. Legat de creșterea pensiilor, ministrul Muncii a mai spus că acest lucru nu s-a realizat tocmai din cauza celor care au inițiat legea, acuzându-i pe aceștia că au vândut iluzii vârstnicilor. S-au vândut iluzii legate de majorări de pensii cu procente mari, de 40%. Aș vrea să știți și sper să existe spațiu pentru niște argumente raționale. Pentru a putea evalua, pentru a putea recalcula toate pensiile și a fi majorate cu acel procent de 40%, cum au promis unii politicieni în campania electorală, era nevoie ca toate dosarele, 5 milioane la număr, să fie într-un format electronic, în condițiile în care 250.000 de dosare sunt așa, în formă de dosar cu șină. Acest proces de introducere în format electronic, tot în legea dată de cei care au promis majorarea cu 40%, trebuia să înceapă în 2019. Ce să vedeți? N-a început. Raluca Turcan a continuat pe aceeași linie, afirmând că dacă inițiatorii legii de creștere a pensiilor ar fi respectat ceea ce ei au trecut în actul normativ, recalcularea pensiilor ar fi putut începe chiar din acest an. Am început să facem noi ceea ce s-a promis și nu s-a făcut, începând cu 2019, și anume să introducem în format electronic toate cele 5 milioane de dosare, și dacă cei care au promis țineau măcar ritmul nostru de 250.000-300.000 de dosare în 3 luni de zile, vreau să știți că era posibil chiar să fie recalculate toate pensiile undeva pe finalul acestui an, dacă ar fi început în anul 2019, așa cum prevedea legea. Dar n-au făcut-o, s-au rezumat doar să promită și să manipuleze pensionarii după o viață de muncă că pot fi beneficiarii unor cifre scrise din pix pe hârtie. Raluca Turcan a mai afirmat în cadrul conferinței de presă de la Petroșani că primii beneficiari ai noii legi din domeniu vor fi cei cu pensii mici, lucru ce va duce, în opinia ministrului Muncii, la o calmare a societății. Acest subiect intenționez să-l scot din sfera politică și să-l las exact așa cum este el în forma tehnică. În momentul de față, introducem în format electronic 5 milioane de dosare. După care vom finaliza legea, vom avea o nouă formulă care să includă mai mulți factori de contributivitate și vor fi recalculate toate pensiile pe bază de contributivitate și cei mai avantajați de finalizarea acestui proces, început de noi, vor fi cei cu pensiile foarte mici,
pentru că acestea vor crește mai mult decât pensiile mari și în timp se va crea acea echitate pe care o așteaptă foarte mulți beneficiari ai sistemului de pensii. Cam aceasta este realitatea în materie de pensii în România și dacă s-ar putea ca un număr cât mai mare de pensionari să afle realitatea, eu cred că pe fond ar fi mai puțină vrajbă și tensiune în societate. Reamintim că guvernul PSD a promis majorarea punctului de pensie cu 40%, începând cu anul 2020. Între timp, la putere au venit guverne conduse de PNL și a apărut și pandemia de coronavirus, la care se adaugă și o decizie a Curții Constituționale, care spune că legea celor de la PSD este neconstituțională. Judecătorii Curții Constituționale au transmis în motivarea lor că Parlamentul trebuie să stabilească valoarea punctului de pensie, care, la ora actuală, nu are nicio reglementare până la 1 septembrie 2021.